până vom fi în cer cu Sfântul Pierdule. Stimați prieteni, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Mesaj pentru Suflet. Sperăm că și de data aceasta mesajul Evangheliei va aduce bucurie, pace în sufletele dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Yeah.
Stimați frați și prieteni creștini, bine v-am regăsit. Permiteți-mi să vă salut și din partea Bisericii Betania să vă aduc salutări. Suntem prin bunăvoința Domnului în viață, sănătoși și din nou împreună. Scopul nostru este să ne manifestăm interesul spiritual, citind în Biblie și vorbind despre cum putem să ajungem în cer. Astăzi Dumnezeu a pus în inima mea un alt mesaj pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Și anume, ce vrei să faci cu viața ta? Din punct de vedere biblic, viața este proprietatea lui Dumnezeu și omul o administrează în funcție de voința Creatorului. Din punct de vedere nebiblic, viața este proprietatea omului și face ce vrea cu ea. Să nu fie prea devreme, însă vreau să vă pun o întrebare. Dumneavoastră, din care categorie faceți parte? Ce aveți de gând să faceți cu propria viață? Din punct de vedere biblic, puteți face un singur lucru. Cu Dumnezeu sau împotriva Lui. Fiecare om are idealuri pentru care trăiește și unii își epuizează viața trăind pentru pământ, neglijând perspectiva cerului. Alții folosesc viața ca să-și pregătească calea spre cer. Pentru fiecare ideal este nevoie de un instrument pentru a fi împlinit, un sistem de valori, de priorități. Care este idealul pe care îl aveți dumneavoastră și care este sistemul dumneavoastră de valori? Aș vrea să vă spun două lucruri astăzi. În primul rând, care este sistemul de valori al lumii care este vrășmașă cu Dumnezeu? Și care este sistemul de valori al lui Dumnezeu? Și în încheiere, fiecare dintre noi ca indivizi, ca oameni, să răspundem următoarele întrebări. Din care categorie facem parte? Deci, care este sistemul de valori al lumii? În primul rând, frumusețea. În al doilea rând, bogăția. În al treilea rând, celebritatea. În al patrulea rând, talentul, abilitățile născute sau dobândite. Îngăduiți-mi să vă dau câteva exemple despre fiecare dintre ele, câteva exemple celebre, pentru că ele vor avea forța necesară să ne ajute să înțelegem că totul pe pământul acesta este trecător și bucuria de o clipă și bucuria de o zi și apoi urmează eternitatea, în iad sau în rai, cu sau fără Dumnezeu. Sistemul de valori al lumii, frumusețea. Multe persoane și mai ales fete spun, dacă aș fi la fel de frumoasă ca și nu știu ce fotomodel, atunci aș putea să am mai mult succes. Vă aduc aminte de una dintre marile frumusețe ale Hollywoodului, Marilyn Monroe. Frumoasă, plină de vicii, care moare misterios în casa ei la vârsta de doar 36 de ani, datorită medicamentelor sau alcoolului. Nu este nimic greșit în a încerca să arăți bine. Însă este greșit să te controleze frumusețea. Să crezi că aceasta este cheia succesului și să dedici viața ta frumuseții. Ce vrei să faci cu viața ta? Doar să devii frumoasă? Pentru cine? Pentru ce? Cu ce scop? Până când? Ce o să faci când nu o să mai fii frumoasă? Ce instrumente o să folosești atunci pentru a primi valoare și atenție? Aceasta. Toate sunt întrebări justificate. Bogăția poate fi o altă valoare lumească pentru care oamenii trăiesc. Foarte mulți oameni, mai ales bărbații, spun, dacă aș avea și eu bani ca nu știu ce om bogat, atunci aș avea succes. Aș putea să vă ofer multe exemple. Vă amintesc doar de Elvis Presley. A murit subit la vârsta de 42 de ani, după o viață foarte zbuciumată, în timp ce se pregătea pentru un concert în Portland, pe coasta de vest a Americii. Nu este nimic greșit să muncești și să ai bani, însă este greșit să te controleze munca și banii. Pentru ce trăiești? Ce vrei să faci cu viața ta? Să o închim banilor? Ce o să faci atunci când nu o să mai ai bani? Ce metode o să folosești atunci pentru a primi valoare, atenție și pentru a intra în posesia lucrurilor de care ai nevoie? Dacă îți centrezi viața pe frumusețe, frumusețea trece. Dacă îți centrezi viața pe bogăție,
bogăția trece. Ele, în ele însele, nu sunt greșite, dar ele sunt doar niște valori lumești. O alta este celebritatea. Și probabil că mulți oameni pot spune, dacă aș fi și eu la fel de popular ca și nu știu cine din satul meu, din orașul meu, din biserica mea, din școala mea, vreau să vă aduc aminte despre o persoană foarte celebră la momentul acesta. Angelina Jolie. Are 30 și ceva de ani, este la a treia căsătorie, are mai mulți copii și se luptă între plăcere și Brad Pitt. Ea a declarat că a renunțat la femei și la sadomasochism pentru soțul ei. Poate că un exemplu mult mai recent este celebrul Michael Jackson. Moare la puțin trecut de 50 de ani, după o viață dureros de însingurată, în timp ce se pregătea pentru un concert în Anglia. Regele muzicii pop moare desfigurat de operații estetice, îngropat în datorii, obosit de procesele în care a fost târât în ultimii 10-15 ani. Este greșit să te ridici deasupra creatorului prin celebritatea pe care ți-o oferă succesul, talentul, frumusețea sau banii. Este greșit să te ridici deasupra condiției de creatură, deasupra semenilor tăi pe care îi subapreciezi și îi inferiorizezi. Talentul poate fi o altă valoare lumească pentru care să trăiești alături de frumusețe, de bogăție, de celebritate. Și oamenii spun, dacă aș avea și eu talent, ca nu știu cine, atunci aș avea succes în viață. Să vă dau un exemplu, sau poate două. Bruce Lee a fost foarte popular, însă la 33 de ani a murit în timp ce finaliza filmul Jocul cu moartea. 20 de ani mai târziu, la fel de misterios, moare și fiul său, Brandon, pe platoul de filmare în timp ce finaliza filmul Corbul. Nu este nimic greșit în a-ți dezvolta talentele, însă este greșit să le folosești împotriva lui Dumnezeu. Și prin propriile talente, prin propria frumusețe, prin proprii bani, prin propria celebritate, să-ți blochezi drumul spre cer. Pentru ce trăiești? Care este scopul vieții? Sistemul de valori al lui Dumnezeu este diferit. Aș vrea să vorbesc puțin despre el și apoi să le punem în comparație și să facem o aplicație practică la sistemul de valori al vieții noastre. Pentru că, indiferent ce sistem de valori ar fi, este ori sistemul de valori al lumii, ori sistemul de valori al lui Dumnezeu. Dacă sistemul de valori al lumii se bazează pe frumusețe, pe bogăție, pe celebritate, pe talent, atunci sistemul de valori al lui Dumnezeu se bazează pe credință și pe ascultare de Dumnezeu. Vreau să vă ofer unul dintre multele exemple pe care vi le-aș putea oferi din Biblie. Iosif, unul dintre bărbații Vechiului Testament, prima carte a Bibliei, Genesa. Iosif este un exemplu de circumstanțe limite și paradoxale. Iosif este favoritul lui Dumnezeu, însă familia îl invidiază. Iosif este favoritul tatălui, însă frații îl urăsc. Părinții cumpără o haină de prinț diferită de a fraților săi, însă aceștia îl vând ca sclav. Iosif reacționează cu demnitate la intenția de seducție a soției șefului lui Potifar, însă plătește această îndrăzneală cu închisoarea. Iosif interpretează visul unui alt deținut în închisoarea unde a fost pus, însă acesta își aduce aminte de Iosif după foarte mult timp după ce se eliberează din închisoare. Iosif interpretează visul lui Faraon și în felul acesta ajunge prim-ministru al Egiptului. Iosif pendulează între faliment și succes. În faliment îl duce viața, în succes îl duce Dumnezeu. Priviți la următoarele lucruri pe care vreau să le spun despre el din perspectiva sistemului de valori al lui Dumnezeu, adică credință, fidelitate și ascultare. Valorile lui au fost următoarele. Întotdeauna l-a pus pe Dumnezeu pe primul loc, indiferent de situația în care s-a aflat. A fost un om, un bărbat frumos, dar nu și-a centrat viața pe frumusețe. A ajuns un om bogat, dar nu a făcut caz de aceasta. A devenit un bărbat celebru, însă nu s-a folosit de
propria faimă. A fost un om foarte talentat, dar nu a făcut caz de aceasta. Lucru care a stat la baza vieții lui a fost faptul că întotdeauna l-a pus pe Dumnezeu pe primul loc în orice situație. Copil fiind în casa părintească, Dumnezeu îi dătea vise datorită relației spirituale cu el. Rob fiind în casa lui Potifar, Dumnezeu îl călăuzea datorită relației spirituale cu el. Închis în închisoare pe nedrept, Dumnezeu îi dădea capacitatea să interpreteze lucrurile greu de înțeles. Ministru în împărăția Egiptului, însă smerit datorită relației spirituale cu Dumnezeu. Acest bărbat în toate crizele vieții l-a pus pe Dumnezeu pe primul loc. Stimați frați și prieteni creștini, dragi telespectatori, este ușor să vorbim despre valorile vieții, însă este foarte greu să acceptăm provocarea de a ne compara cu ele în mod practic. Care este sistemul de valori pentru care trăiești? Nu cumva frumusețea? Disprețuiești pe alții sau pe altele pentru că nu-s la fel de frumoase? Nu cumva bogăția? Te crezi mai important pentru simplu fapt că ai bani? Nu cumva celebritatea, popularitatea? Nu cumva talentul? Dacă aceste lucruri stau la baza vieții, atunci gândește-te ce se va întâmpla atunci când nu le vei mai avea. Dacă Biblia e adevărată, unde îți vei petrece veșnicia? Dacă Dumnezeu există, atunci când te va judeca, ce îți va spune? Dacă există iad sau rai, atunci în care dintre ele două vei merge? Nu vreau să-ți stric ziua cu aceste întrebări, dar ești un om ca mine. Te-ai născut ieri, mor mâine? Fii sincer, nu cumva îți centrezi viața pe lucrurile acestea? Ele sunt bune, însă nu trebuie să faci un Dumnezeu din ele. Dacă viața spirituală însă este la baza existenței, atunci vei accentua credința în Dumnezeu, ascultarea de Dumnezeu și fidelitatea față de Dumnezeu. Și în orice situație îl vei pune pe Dumnezeu pe primul plan. Nu are importanță dacă ești în succes sau în faliment, nu are importanță dacă ești căsătorit sau necăsătorit, dacă ai doar bicicletă sau mașină, nu are importanță dacă ești muncitor sau șef, nu are importanță dacă stai în apartament sau în casă, în chirie sau ai proprietate personală, nu are importanță dacă te doare un picior sau nu te doare nimic, dacă ești tânăr sau bătrân, ascultă-mă, nu-L sluji pe Dumnezeu doar atunci când poți. Nu-L sluji pe Dumnezeu doar atunci când îți este ușor. Nu-L sluji pe Dumnezeu doar atunci când nu te costă nimic. Nu-L sluji pe Dumnezeu doar atunci când nu te vede nimeni. Nu-L sluji pe Dumnezeu doar atunci când nu trebuie să treci peste nimic, plătind un preț mare. Pentru ce trăiești? Ce vrei să faci cu viața pe care o ai? Fiecare secundă care trece, smulge din timpul pe care l-ai primit la naștere, împuținându-l. Cât ți-a mai rămas? Ce ai făcut cu cel care l-ai cheltuit? Ce ai de gând să faci cu cel care ți-a rămas? Fii sincer, omule. Care sunt valorile care stau la baza existenței? Credința în Dumnezeu, fidelitatea, ascultarea sau lucrurile lumești? Priviți, vă rog, un al doilea lucru despre Iosif, un lucru interesant. Întotdeauna gândește pozitiv, indiferent de situațiile în care se află. Acasă a fost cel mai bun, a fost cu minte. A avut interes pentru onoarea familiei lui, pentru părinții lui. În casa lui Potifar a ajuns cel mai bun. Soția acestuia încearcă să-l seducă, însă el rămâne demn, pentru că se temea de Dumnezeu și îl respecta pe soțul ei. În închisoare a ajuns cel mai bun, pentru că nu și-a pierdut firea trecând prin încercarea vieții. El a știut că toate lucrurile lucrează spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Atunci când îl iubești pe Dumnezeu, tot răul care ți se întâmplă lucrează spre bine. Răul mic și răul mare care ți se întâmplă lucrează spre bine. Dumnezeu le va întoarce pe toate înspre binele tău. Dar pentru asta trebuie să-L iubești pe Dumnezeu. Dacă El îți este stăpânul, își asumă responsabilitatea să te scoată din necazuri. În Parlamentul Egiptului a ajuns cel mai bun, iar regele Egiptului remarcă care este calitatea fundamentală a lui Iosif, ce l-a propulsat, deși era emigrant, al doilea din
Imperiul Egiptului. Și într-o adunare națională, publică, faraon a remarcat: unde vom mai găsi un astfel de bărbat în care să fie Duhul lui Dumnezeu? Existau mulți oameni deștepți în Egipt. Existau mulți vrăjitori. Existau mulți bărbați puternici și musculoși. Existau multe femei frumoase, oameni de toate felurile. Însă toate aceste calități nu erau suficiente. Era căutat cineva în care există Duhul lui Dumnezeu. Imperiul acesta depindea de cineva în care există Duhul lui Dumnezeu. Aveau nevoie de cineva în care există Duhul lui Dumnezeu. Un astfel de om era căutat, dat în urmărire generală. Și când l-au găsit, au spus: unde vom putea să mai găsim un astfel de om în care există Duhul lui Dumnezeu? El are tot ceea ce trebuie. Îl vom pune al doilea în împărăție. La un moment dat a fost vândut ca sclav. A fost închis pe nedrept, acuzat, deși era nevinovat. Și a trecut peste toate acestea știind că Dumnezeul pe care îl slujește va fi în stare să-l ridice din țărâna în care l-au împins oamenii. Nu și-a pierdut cumpătul. Credința lui în Dumnezeu nu a fost asociată cu banii, cu succesul, cu achizițiile. Nu a fost asociată cu nimic. El a știut că în sărăcie sau în bogăție, Dumnezeu este Dumnezeul lui. Indiferent de împrejurările vieții prin care a trecut, a rămas credincios, fidel și ascultător lui Dumnezeu. Nu aș vrea să devin insinuant și nici ieși din comun de îndrăzneț, dar dacă nu mă fac vinovat de o prea mare îndrăzneală, aș vrea să te întreb: care este sistemul de valori care îți conduce viața? Pentru ce trăiești? Fii sincer, omule. De oameni te poți ascunde, de familie, uneori chiar de dumneata însuți sau însăți, dar de Dumnezeu nu. Vine o zi a marii judecăți, a dreptei judecăți, și atunci vei avea două alternative, iar ceea ce te va împinge înspre una dintre cele două va fi trecutul, cu sau fără Dumnezeu. Iosif întotdeauna și-a respectat principiile, indiferent de situațiile în care s-a aflat. Acasă a avut principii față de frați și de părinți. În casa lui Potifar a avut principii față de stăpân și față de stăpână. În închisoare a avut principii față de deținuți și față de gardieni. În parlamentul egiptean a avut principii. A fost un om cu principii. Ce anume îți conduce viața? Principiile lumii sau principiile lui Dumnezeu? Aș vrea să te invit astăzi să accepți că nimeni nu mai citește o carte veche de câteva mii de ani. Cartea aceasta ne vorbește despre Dumnezeu, despre Dumnezeul care ne-a creat, foarte probabil pentru altceva decât pentru ceea ce ai făcut până acum. Dacă nu ai o astfel de carte să-ți vorbească despre stăpân, despre creator, despre cel care a provocat existența pe care o ai, te rog frumos să suni la numărul de pe ecran cu toată libertatea și vei primi în dar o Biblie. Ai nevoie de ea ca să-L cunoști pe Iisus. Citind Biblia, probabil că vei întâmpina dificultăți să o interpretezi. Vor fi lucruri greu de înțeles sau poate chiar imposibil. Vrem să spunem la dispoziție unelte. Accesează-l bisericii noastre. Folosește adresa de pe ecran și acolo vei găsi instrumente ca și articole, studii biblici sau predici care te vor ajuta să interpretezi Biblia, să înțelegi voia lui Dumnezeu și viața pe care o trăiești, să o trăiești pentru cer, să o trăiești pentru Dumnezeu, să o trăiești pentru propria viață. Ai trăit destul pentru alții să faci impresii, pentru etichetă, pentru aparență, nopți și bani pierduți, poate sufletul închiriat sau vândut. Te chem astăzi să răspunzi următoarei întrebări, care este atât de insinuantă. Ce vrei să faci cu viața pe care o ai? Pentru cine o trăiești? Unde îți vei petrece veșnicia? Ce ai de gând să faci cu ziua de astăzi? Ce ai făcut cu ziua de ieri? Ce plan ai pentru ziua de mâine? Uită-te la oamenii aceștia celebri. Uită-te la Michael Jackson, de care s-a vorbit atât de mult în ultimul timp, pentru că a murit. A murit prematur.
ziarele scriau că medicul când l-a găsit în comă, în camera lui, nasul era deslipit, avea o arsură puternică deasupra urechii drepte atunci când a filmat pentru Pepsi sau Coca-Cola și i-a luat foc capul. Părăsit, însingurat, lângă el era masca în spatele căreia se ascundea el și copiii lui. Un om care a avut milioane de dolari și totuși îngropat în datorii. Părăsit de toți, disprețuit de toți. Omul care a cântat pentru oameni și totuși a murit subit. Omul care a trăit cu injecții, cu chimicale. Omul care a avut atâția bani și totuși a murit fără ei. Un om cu un talent ieșit din comun, remarcabil, poate unul dintre cei mai talentați oameni ai secolului pe care noi îl trăim și al celui trecut. Și totuși, unde este celebritatea? Unde credeți că este el acum, în iad sau în rai? Nu este treaba noastră să hotărâm asta, deși ne putem imagina unde este. Însă este treaba noastră să răspundem la următoarea întrebare: unde vom fi noi atunci când Dumnezeu ne va chema acasă? Nu știu dacă o să ajungi la 52 de ani. Nu știu dacă o să treci de ei. Nu știu dacă o să mor singur sau înconjurat de prieteni. Nu știu dacă o să ai sau nu o să ai bani. Știu un singur lucru. Dacă valorile lumești îți vor conduce viața și Dumnezeu te va chema în felul acesta acasă, atunci există o singură alternativă: iadul. Nu vreau să te super că îți vorbesc așa de direct. Nu-ți vorbesc din proastă educație și nici cu resentiment, nici frustrare. Știu că trăiești o singură dată ca și mine și trebuie să-ți spun adevărul. Trebuie să-ți spun adevărul pentru ca să iei o decizie în cunoștință de cauză. Dumnezeu te așteaptă, El te-a creat. Nu vii din maimuță. Aceasta este o minciună. Nu vii din maimuță, vii din Dumnezeu. Dacă cineva îți spune că vii din maimuță, te superi, te simți ofensat. Creatorul te așteaptă să te întorci la El, să împărtășești valorile Lui, scopurile Lui, prioritățile Lui, să trăiești pentru El, să trăiești cu El, să-ți educi familia să trăiască în maniera aceasta. Uită-te la marile staruri de la Hollywood. Uită-te la destrăbălarea lor, la partenerii pe care îi schimbă, la copiii de toate felurile pe care îi lasă într-o parte sau în alta, la oamenii aceștia nefericiți și drogați, care împrăștie banii pe nimic și își vând sufletul pentru bani. Nu vreau să vorbesc împotriva oamenilor care sunt bogați, sau celebri, sau frumoși, sau talentați. Noi trebuie să-i respectăm pe toți oamenii. Dau exemplele acestea nu pentru că disprețuiesc pe oamenii din spatele lor, ci pentru că vreau să vă spun că viața de pe pământ, indiferent că o trăim în celebritate sau în anonimat, ea se va încheia într-o zi. Și dacă se încheie în iad, atunci este greșit. Dacă se încheie în rai, suntem fericiți. Pentru ce trăiești? Unde ți se va încheia existența? Țin neapărat să-ți spun astăzi, pentru că nu sunt sigur că data viitoare voi mai fi în viață sau nu sunt sigur că voi mai avea mintea întreagă să discern între bine și rău. Dar astăzi, prin ajutorul stăpânului și creatorului meu, vreau să spun următorul lucru: ești doar un muritor. Ești doar un muritor, indiferent cine ești, indiferent câți bani ai, indiferent ce poziție ai, câte achiziții ai, cât de talentat ești, indiferent cine ești, ești doar un muritor. Nu ești sigur dacă peste 5 minute îți va mai bătea inima în piept. Dacă o să mai trăiești, e harul lui Dumnezeu. Dar pentru ce trăiești? Pentru ce te pregătești? Ce faci cu viața pe care o ai? Dragul meu prieten, pune la inimă aceste lucruri. Pentru că amândoi suntem doar oameni. Ne-am născut în 1900 și nu știu cât și vom muri în 2000 și nu știu cât. Și între aceste două date s-a derulat existența noastră. Pentru Dumnezeu sau împotriva Lui. Aș vrea să închei sugerându-ți să te rogi lui Dumnezeu. În 1983 m-am căsătorit și la câteva luni după ce m-am căsătorit am fost confruntat cu mesajul acesta, auzindu-l pentru prima oară în viața mea. Și atunci m-am gândit în felul următor.
ce mare nevoie am să fiu iertat de Dumnezeu și ce mult mă mir că Dumnezeu vrea să mă ierte pe gratis. Ce motive ai să nu accepți iertarea Domnului și să nu trăiești de astăzi înainte pentru El? Să nu te culci și să nu te trezești liniștit că ești iertat de Dumnezeu și împăcat cu El. Haideți să ne rugăm împreună și să spunem cu sinceritate, Tatăl din ceruri, mulțumim că ne iubești atât de mult încât ne-ai creat. Și după ce am căzut în păcat, mulțumim că ne iubești atât de mult încât L-ai trimis pe Hristos să moară pentru noi, ca în numele Lui și prin jertfa Lui să ne restaurezi la o viață nouă prin credință și pocăință. Te rog, intră în inima ascultătorilor, mântuiește-i, sfințește-i, schimbă-le viața prin puterea Ta, a Bibliei și a Duhului. Binecuvintează-le membrii familiei, dacă sunt bolnavi, vindecă-i. Întinde-ți mâna protectoare peste ei și peste viitorul lor și binecuvintează-le, Doamne, viața, casa și viitorul. Îți mulțumesc că mă asculți, îți mulțumesc alături de ei și îți mulțumesc în numele Lui Iisus, pentru că este Mântuitorul nostru. Și a Ta, Tată, a Mântuitorului Iisus și a Duhului Sfânt să fie slava și cinstea și gloria, și azi și mâine și mereu. Rămâneți în compania Domnului, El să vă binecuvinteze, să vă fie stăpân, să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul și până data viitoare să rămâneți cu bine și sănătoși. Cale, să nu te uiți înapoi, înainte țara ta, înainte-i Dumnezeu. Predică vei fi acolo, la masa Lui vei sta. O mireasă când vei fi în țara sa. Iisus, Iisus este calea, țara bucurilor. Este jertfa ce ne poartă spre limanul mântuirii. Iisus, Iisus este calea, țara bucurilor. Crede în El și vezi tu fi vei ferici. Iisus, Iisus este calea, țara bucurilor. Este jertfa ce ne poartă spre limanul mântuirii. Iisus, Iisus este calea, țara bucurilor. Crede-n El.
născut în lacrimi și durere, cu un dor de iertare în pieptul tău, zbor umflât și-a găsit taină mare, ce va fi în viitor. Poate e o zi cu soare, poate e o zi cu nori, însă știi să o las, va trebui. Dumnezeu și îndurarea în etern vor tăinui. Nu poți ști ce fi va mâine, să știu că Dumnezeu se grijește și de mine, că și eu sunt fiul său.
e taină mare, s-ar putea să fiu sărat, s-ar putea să n-am mâncare, sau să n-am ce să îmbrac pentru flori și păsărele. Cale, să nu te uiți înapoi, înainte țara ta, înainte-i Dumnezeu. Predică vei fi acolo, la masa lui vei sta. O mireasă când vei fi în țara sa. Iisus, Iisus este calea, țara este jertfa ce ne poartă spre limanul mântuirii. Iisus, Iisus este calea, țara bucurilor.